Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Euro Truck Simulator 2 pe Promulz. Dragii mei, suntem în Serbia undeva, mai avem. Hai să vă arăt. Cred că... Stai așa că am făcut o prostie acolo. Mai avem mai bine decât... adică, ce să zic... Până la vapor... Și cât mai avem și din coace, deci dublu față, bă, nu știu dacă încheiem în episodul de astăzi tot, dar dacă nu avem evenimente și ceva mai liber drumul, s-ar putea, pentru că o să fie și ceva autostradă, sau nu prea. avem ceva autostradă, deci s-ar putea să meargă mult mai repede, o să vedem. Oricum trebuie să și alimentăm. Trag speranțe măcar să ajung în Italia astăzi, așa că hai să vedem cum ne descurcăm. Nici nu vreau să pierd timpul, înțelegeți? Am dormit bine oricum. Suntem bine. Sperăm traficul să fie ok, să nu mai fie atât de aglomerat. Și poate putem să mergem și noi mai întins așa. Vedem în funcție de autostrăzile astea ale serbelor. Am uitat să dau drumul la muzică. Imediat vă rezolv, numai să vedem, cred că la o oprire, că nu pot să mă uit acum pe la casetofon pe acolo. De avem o barieră de aia, un tol de plată, de autostradă, să băgăm și muzica acolo. Imediat avem și o barieră, aici o să dăm drumul și la muzichii. Nu vă las eu așa. Nu știam de ce nu-mi deschide bariera, că eu plătisem, dar... Na.
Dormim pe banda aia, am luat-o în brațe și o ținem până dăm colțul. Bravo, bă, colegule. Avem limita de 90 aici. Ne cam sparge barierele astea, voyagers astea. Hai, coleguțu, hai, trage de ea, tată. Păi eu cu 450 de cai ai mei sunt boier. Bine, am doar 8 tone de marfă, aia e buba. Că altfel dormeam și eu pe aici. Opa. Ce e aici, boss? Vama. Trecem vama. Hopa. Pe partea dreapta a drumului. What the hell? Ok. Ne face vama, bă. A, nu mă, pe aici merg camioanele. Ok. Ieșim din Serbia. Asta zic. Trebuie să vedem să alimentăm în puii mei, că avem două linii. Ce coadă s-a făcut în urma mea. Croatia, welcome to Croatia. Nice, nice. Sam fain, domnilor.
Să vedem acum, trebuie să alimentăm. Opa! Am crezut că e un filtru ceva. La mine se potrivește vorba cu praful de pe tobă. Mie poate să-mi ia praful de pe tobă. Ca îți plin cu tobe. Bineînțeles, iarăși taxă de drum, bla bla bla, la la la. Uite bă ce autostrăzi au croațienii ăștia. Croația au autostrăzi bune în față de noi. Serbia am văzut că are și ea ceva, dar nu foarte multe. Că ne lasă, bă, băiatul, bă. Eram la limită. Mersi. €4, €6. Ce să zic, superb. Hai, bă, boschetarule. Deci aici să înțeleg că intrăm un pic pe național, așa. Trebuie să vedem un peco, numai decât. Mama, dacă merg ăștia mâncați aia și talentul tău, că-ți vine să iei de o aripă și să-i izbești odată. Limita e de 60 și el merge cu 45, mâncaia și talentul eu lui. Era 60 în afară și localitate 80 acum. Nice, ce să zic, super.
Ia uite-l și pe bulangiu ăsta cum stă aici. Vamă, mă, unde intrăm, mă? În Albania, unde intrăm? În Albania, în altă parte n-avem unde să intrăm. Sau Macedonia? Na, n-avem treabă, nu. Stai că vedem, noi imediat ne lămuresc ăștia. E cam... să... Wow! Era să iau bariera în pui. Faină vama. Chiar e mișto pe aici. Chiar e mișto. Bosnia, mă. Da, mă, da, corect. Corect. Ce e corect, e corect, fra. Dă-i olea, că mai e în față, nebunule. Băi, băiatule, dar câtă treabă. Băi, nu știam că e făcută la scară așa mare harta asta, promoți. Pe bune, dacă nu. Adică mă așteptam să fie ca aia de la SCS, știi, ca mărime, dar nu e, frate, nu e. E mult mai mare. E mult mai mare. Dă-te, dracu! Băga mea și piciorul, ce dau, bag talpanea de termin. Mama lor de amenzi. Asta e. Șef, șef, dar... am scos vă câteva mii de euro pe amenzi. Au, m-am săturat de aglomerație ca de mere pădureți. Uite, avem aici un peco. Oare să băgăm aici? Deci nu știu ce să fac, sincer. Ia, bă, hai să vedem. Dacă nu vine unul din față, dacă vine ne-am ars. Băgăm un peco acolo să alimentăm în caldea. În felul ăsta scăpăm de aglomerație. Sper să nu mă vadă poliția să-mi dea pentru contrasens. Ok. Ia să vedem. 1.80. A, ca la noi, mă, ca la noi. Deci, prin urmare, 487 de litri, am plătit 877 de euro. A, bă, că nu e chiar, chiar grav. Hai să vedem cum ne randim de aici acum. Sperăm să ieșim totuși. Ce ai făcut, boss, că i-ai închis tot aici. Hai de capul nostru. Hai de capul nostru.
pe unde să te baci? E închis tot, bă. Au, mama noastră, avem alt drum să ocolim? N-avem. N-avem, boss. Doamne, când ieșim noi de aici? Când ieșim noi de aici? Nu se poate așa ceva. Bă, fratele meu, deci o cursă de asta, ce vorbești, bă? 1500 de kilometri are cursa, 34 de ore. Da, da. Așa ceva n-ai cum. Așa ceva nu ai cum, boss. Ce fac eu acum? Ce fac eu acum? Uite-te și tu. Și am și poliția acolo, panorama aia de poliție. Ai, îți dai seama până se eliberează acolo. N-am, dacă nu era mașina de poliție, intram pe acolo, pe lângă ei. Dar nu înțeleg, ce e acolo? E accident? E... Uite-te și tu. Deci ăsta pur și simplu s-a oprit aici, ăsta la fel s-a oprit din coace, ăla s-a oprit acolo, deci nu circulă nimic. Poliția a blocat camioneta. Deci totul e blocat aici. Pe unde te duci, Dorel? Nu-n cap, n-am pe unde să mă duc, că m-aș fi dus dacă aș fi avut pe unde. Aparent n-avem ce să facem. Aici s-a buguit traficul. Practic, trebuie să intervină poliția. Și cum altfel? N-avem ce să facem, boss. E buguit, înțelegeți? Nu e altceva, că dacă era să se miște un pic, stăteam, că ați văzut cum am stat până acum, puteam să stau, dar dacă e buguit, ce să-i fac, fra? Ce să-i fac? Spuneți voi. Dacă el e buguit. Aia e. Noi trebuie să ne facem treaba, că dacă filmăm doar așa, doar 15 minute să facem poze, păi n-am făcut nimic. Of, ce aiurea când e trafic buguit. Se întâmplă rar, ce e adevărat, dar se întâmplă. Bine că măcar am pus motorină. Of, cât timp am pierdut acolo, bă, băiatule.
Traficul e pe stat la alta acum, să știți. Nu i-am făcut nimic. Doar am deblocat acolo ca să pot să ies să fac treaba, că se buguise. În rest, e pe standard. Cam sărăchie pe aici. Nu știu, mie așa mi se pare că e cam. Uite, bă, ce intersecție aici. De ce nu ai intrat în stradă, bă? Și multe dezafectate, bă. Ia uite-l. Ia uite-l și pe ăsta. Kamikaze. Poate iau amendă din cauza ta. Eu am zis că asta e autostradă, dar asta e drumul european național, ceva de genul. Cam aiurea tunelul ăsta, sincer să fiu. Dar frumoasă zona, frumoasă rău zona. Uite, bă, dracu și ăștia, bă. N-aveți, bă, unde să stați de vorbă. Da, faină, faină zona. Băltește gunoiul și la ăștia ca la noi în România. Opa, opa.
Mă gândeam că face o glumă. Că mă așteptam. Opa. Bă, dar ce frumusețe-i pe aici, bă, băiatule, bă. Hai că mă duceam Hegeș, făceam tâmpenii. Plătim la urmă. Așa se face, bă, în general, se plătește la urmă. Intrăm pe autostradă, țineți-vă bine. Nu vrea să mă lase, bă, fie antenă la el, bă. Pe limită de 80 și ăștia merg cu 90. Cum îți explici așa ceva? Păi nu? Cum ei n-au limită? Puțin, bă, 4 euro, dar... Bă, da, au autostrăzi ca lumea, bă, ești nebun. Soarta l-a luat pe colegul. M
Mamă, dar e de, nu se încurcă, bă. Ușor, tata, ușor, 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 ușor. Dar măsa, dracu, bă, ce tâmpit, bă. Eram sigur, bă. Numai nu i-am zis să nu fie bou. Idiotule. Să lăsăm încet că frânează greu pe ploaie, să știți. Am testat-o, am văzut-o. Se duce sanie. Ce să zic, bă, am avut multă autostradă. Multă, multă rău de tot. Măcar să ajung în port totuși, bă. Deși eu trag speranță la mai mult. Varză consumul meu, să moară Jana dacă te mint, 53%, ăsta nu-i consum. A prins iar noaptea. Mai face și noi câte o poză că e răruț.
Da, toate ca toate. Vremea asta, era să pierd controlul, ești nebun. Mamă, ce era să mă duc. Vreau să zic că vremea asta mă fascinează. Deci modul ăsta de grafică e... E top. Mai mă uit în oglindă cum se vede, nu trebuie să mă mai uit în față, că... Na. Eu văd în oglindă, mamă, cum se vede. Să lăsăm încet aici, mă. Bine că s-a oprit ploaia. Bă, dar ce zonă faină, bă, băiatule, bă. S-a terminat CD-ul, gata. Asta e. Altul nu am la îndemână. Opa. Ce căutați, mă, pe aici? Băi, n-aveți somn. Aude, băi, a luat foc jaful. Foarte frumoasă zona asta, foarte frumoasă. Am zis de N ori, dar trebuie să o repet, n-ai cum. Parcă mi-e bine așa cu, pe liniște, fără muzică, nu știu, sincer să fiu, parcă mi-e mai liniștitor. Bine, sper să nu mai ia somnul. No, că avem program. Avem program, bubiți. Astăzi suntem bine.
Bine că e un pic mai liber în puii mei, nu e atât de aglomerat. Aparent, intrăm iarăși în Croația. Ce chestie. De ce nu a fi făcut asta mai mare, mă? Nu știu. Roșu, roșu, era să trec pe roșu, frate, nu l-am văzut. Deci roșu ăsta din interior mă bagă în ceață. L-am văzut foarte aproape. Eu tot sper că reușesc măcar să ajung în port astăzi. Asta mă își bate joc de mine, mă învârte în loc, bă. Iar ieșit din Croația, intrăm în Bosnia, să moară Gibila dacă te vin. Înseamnă că suntem lângă mare, bă, frate, dacă... Că numai acolo se întâmplă chestia asta. Numai acolo e posibil să fie... întorsăturile astea. A, dar asta e vamă, nu glumă.
Ceva mai sofisticat, da. Da, acum am văzut, suntem aproape de port. Suntem aproape. Bă, dar lung, bă, lung, am zis eu că fac șmechereală, că mă descurc, că bla bla bla, dar... E făcută la o scală destul de mare. A trecut de ora 12, de asta e galben intermitent. Motorina mai avem, suntem bine. Iarăși vama. Bă, băiatule, m-a terminat cu vama asta, bă. Republica Croatia. Opa, de unde ai tu lemnele astea, bă, buhoiule? Mamă, ia uite bă și vaporul nostru, bă. Du-te bă de aici că nu te... Ce mișto, dă-te puii mei că e prea tare, fra. E frumos și noaptea, dar ce frumos e ziua, cred că pe aici ești nebun la cap. Prea adevărată harta asta, bă, ești nebun. Bine, aici mă refer pentru Europa, știi? Adică e, pă, topă, frate.
Așa ceva mai rar. Ce frumusețe de sus de acolo, ești nebun. Merită, merită. Pe bune dacă nu. Păi și pe parte e bine cu că mergem și noaptea, că când mai trecem pe aici, poate trecem pe timp de zi și vedem ce n-am văzut acum, știi? Acolo e autogară. Dar e... E betonul. E beton, ești nebun. E beton. Bun, aparent... Nu cred că ne îmbarcăm acum, că nu văd vaporul aici. Altul nu e al nostru. Putem să stăm pe linia aia sau putem să stăm... Da, cred că cel mai bine pe linia aceea. Da, una peste alta. Noi o să... O să ne oprim aici astăzi. Da, dragii mei, ne oprim aici astăzi pentru că mai e mult până departe. Și chiar nu vreau să... Pentru că oricum nu reușim. Mai avem de mers pe Italia, mai avem de luat iarăși încă un vapor. Trebuie să facem pauză aici, că oricum trebuie să ne oprim să facem pauză. Așadar ne întâlnim data viitoare. N-avem ce să facem. Sunt cursele destul de lungi, frate. Am crezut că e la o scală mai mică, dar aparent e destul de mare harta asta. Așadar, dragii mei, ne întâlnim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Aștept și comentariile voastre, vă răspund inopinat. Să aveți o seară bună. Numai bine.